Voi și zic să pachetul ăsta aici, dar vă întrebați unde, care pachet? L-am pus aici, mă, băieți, ce facem? Salut, adăptorilor, sunt Sorin Veșteman și bun venit la un nou review. Astăzi o să vă prezint pachetul Alpha Kappa, nu? Da, Alpha Kappa se numește. Este un pachet tot de la Disturb Reality. Săptămâna trecută am făcut un review la acest pachet, la CXX, și dacă vreți să vedeți review-ul la acest pachet, îl aveți în descriere. Vă trec într-un playlist, nu mai stau să pun link-uri. Ideea e că e tot de la Disturb Reality. Scrie aici în fund. În dreapta pe aici pe undeva, cred că. Îl țin invers, nu? Da, îl țin invers. Aici pe undeva zice Learn More from Disturb Reality. Bun, haideți să vedem cum arată cutia. Sus scrie Disturb Reality. Pe stânga avem același verset din Biblie. Ăsta, paragraf. Bun. Citiți și voi, da? Bun, hai să deschidem cutia. Asta este spatele cutiei, filmul de la cutie este foarte șmecher, un carton mai gros. Bun, o să punem cutia aici. Haideți să vedem cum arată cărțile pe spate. Deci designul e foarte frumos și simplist. Îmi plac cum să văd colțurile astea așa, câte pac, 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 câte una. De imă neagră fiecare. Foarte frumos. Asta seamănă foarte mult cu cărțile Win. Adică mie îmi plac cărțile care au doar un logo simplu aici și un logo simplu aici și atâta. Deci nu îmi plac tot designul de pe spate. Ia să dăm la spread-uri. Hai să fac un spread pe masă. Foarte frumos să văd. Oarecum. Cu limită, da? Bun, sus avem un juvet de limă neagră. Cred că este o dublură. V-am zis, cărțile nu sunt noi, sunt folosite doar foarte puțin. Și un 10 de inimă roșie. Foarte frumos. Tot tribale stă și astea pe aici, liniuțe și tot felul de zăpăceli. Bun, hai să vedem ce avem jos. Jocul este identic cu cel de dinainte, de la review de săptămâna trecută. Și bineînțeles, spatele este diferit, este pe albastru. Cel săptămâna trecută a fost pe roșu, dar e foarte frumos. E prea frumos jocul ăsta de la Joker. Bun. Și aici avem celălalt Joker. Așa. Bun, mergem mai departe. Asul de limba este fix, fix la fel. La fel și pipe-urile, am impresia. Când zic pipe-uri, mă refer la tot ce înseamnă desene. Cu imă roșii, imă neagră. Da, sunt la fel. Deci view-ul acesta va fi un pic mai scurt. Și cred că și juveții, dar și popii sunt la fel. Ba, nu sunt la fel. Cred că nu sunt la fel. Bun, acesta este juvetele. Foarte frumos desenat. Dama, i s-a oferit în mână. Vedeți, i s-a oferit în mână, da? Bun. Popa, ăsta e Deadpool. Deci tot la fel și ăsta. Bun, merge printre romburi. Avem un alt juvete urât. S-ar putea să fie cumva prin rotație, adică gen Deadpool era pe romb, parcă atunci asta nu mai țin minte. Dama este exact la fel ca cea de data trecută. Uite, popa diferă, dacă nu mă înșel. Foarte mișto popa asta. Popa, popa. Așa, cealaltă popa. Știu că am zis săptămâna trecută că are ochi albaștri, ar fi trebuit să aibă ochi albaștri asta. Asta e dama care nu seamănă cu nimeni. Și bineînțeles juvetele, care seamănă cu orice ură după planeta asta. Bun, merge printre cărți. Îmi plac treflele astea cum sunt goale. De asta sunt un pic să fac eu ceva. Deși n-ar trebui să fac asta. Ia să vedem. Am impresia că astea aveau inimă roșie și inimă... ia să vedem. Deci, în primul rând, diferă culoarea. Asta este XX-ul de săptămâna trecută. Diferă culoarea la inimă roșie. Asta are inimă roșie, de fapt, un fel de galben, căcăniu. Și asta care are roșu la inimă roșie. Ia treflele cum sunt. Inima neagră arată așa, e la fel și trefla tot la fel e goală, da. Deci doar culoarea la pipe-uri diferă. Imediat să pun astea în cutie și revenim. Am rămas la popii de inima roșie. Da. Este popii de inima roșie. Damă de inima roșie. Moartea încălțată.
și voi trece la barieră. Asta are spectacol, după ce vă prezint pachetul ăsta, merge la spectacol. Bun, și bineînțeles restul cărților. Hai să dăm un floriș cu el. Ia ce să fac, hai să facem un prichel. Sper să nu greșesc, m-am făcut de râs. Și eu nu tai asta video-ul, pun direct așa. Hai că mi-a ieșit. Wow, să zicem. Ia, mai facem un evantai. Mai bun, vă rog. Mai bine așa. Merge foarte mișto ca asta. Hai să încercăm și un evantai dublu. Dar nu cred că o să-mi iasă așa bine cu ele, că... nu știu, se simt foarte ciudată mână. Bun. Cam așa ceva. Sunteți gata? Între timp, dați like la acest video, abonați-vă dacă nu sunteți abonați și lăsați mai jos un comentariu cu ce părere aveți voi despre acest pachet. Că părerea mea ați auzit-o. Vreau să aud și pe a voastră. Da. Iar că este o carte. Mă, nu știu, nu-mi iese vantările astea și deși nu-mi ies, tot le fac, tot insist cu ele. În speranță că la un pachet îmi va ieși. Bun, acesta a fost review-ul. Dacă v-a plăcut, ne revedem data viitoare cu un nou review. Până atunci vă zic noapte bună!